și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Onești, tratament cu insecticid împotriva dăunătorilor. Start atelierelor de vacanță la Onești. Expoziție de medalistică la Biblioteca Radu Rosetti. Primăria municipiului Onești ne-a anunțat că în perioada 26 iunie-5 iulie s-au făcut tratamente cu insecticid pe domeniul public din municipiu pentru combaterea țânțarilor, păianjenilor, căpușelor, puricelor și muștelor. Lucrările au fost demarate pe 26 iunie, ora 23, între orele 23 și 6 dimineața, cu produse din grupa 3 și 4 de toxicitate în următoarele zone. În toate parcurile din municipiu, zona Spitalului Municipal Onești, alea parcului cu spațiile verzi de pe strada Berchiului, bulevardul Oituz, faleza râului Cașin și Trotuș, bazele sportive din localitate, zona hotelului Trotuș și piațeta catedralei cu zona de sus a orașului, zona bibliotecii, dar și zona celor două bulevarde din localitate, zona Mal, zona Dallas, cartierul Slobozia și cartierul 6 Martie. În cazul în care condițiile meteorologice vor fi neprielnice, activitățile se vor decala, respectiv zona programate în zilele în care se semnalează precipitații vor fi reprogramate după terminarea lucrărilor din grafic. A venit vacanța mare, iar la Biblioteca Municipală Radu Rosetti din Onești s-a dat startul atelierelor de vacanță. Despre ce ateliere este vorba aflăm în minutele următoare chiar de la directorul Bibliotecii Oneștene, Ionuț Tenie. Învățăm, ne distrăm, dar mai ales ne petrecem cât mai mult timp în Biblioteca Municipală Radu Rosetti, cea mai digitalizată bibliotecă din România. Așa cum spuneai, avem multe ateliere care așteaptă tinerii, îi așteaptă pe copii începând cu luna iulie. În fiecare zi se desfășoară cel puțin două ateliere. Dintre acestea aș enumera atelierii micii arheologi, atelierul Animalele Terei, atelierul de public speaking și storytelling. Este în premieră făcut în această vară de colega noastră Nicoleta Sălbatecu. Avem un atelier interesant și nou, se cheamă Cinema la Bibliotecă, care face parte din proiectul național Cinema la Bibliotecă, unde difuzăm filme de scurtmetraj cu mesaje motivaționale, atât pentru cei mici, cât și pentru adulți. Un alt atelier îndrăgit în anii trecuți de cei mici este atelierul de Lego, creație și joacă, care se desfășoară la ludotecă, unde împreună cu colegii mei avem pregătit saci cu Lego, unde ei se pot dezvolta, pot crea orice își doresc. Important e să vină și să vrea acest lucru. Pentru că acum dispunem de tehnologie de ultimă generație, avem începând din această vară și atelierul VR, Ocolul Pământului, care se desfășoară la sala multimedia, unde prin intermediul ochelarilor de realitate virtuală vizităm, călătorim atât pe pământ, dar vedem și alte planete, totul cu scopul de a învăța și de a oferi o experiență interesantă aici la Biblioteca Radu Rosetti. Cu alte cuvinte, va fi o vară fierbinte din toate punctele de vedere, atât în ceea ce privește numărul activităților, cât și provocările pe care le lăsați pentru cei mici și cei mari. Da, noi invităm pe toți pentru că mai avem în premieră un atelier care sper să se bucure de succes. Avem și un senior de 70 de ani care s-a înscris. Este vorba de atelierul de limbă chineză, coordonat de Bogdan Prohozescu, unde nu doar tinerii sau oneștenii pot învăța sau se pot iniția în această limbă, dar și noi, cei din bibliotecă, vrem să participăm intens pentru a ne familiariza cu această limbă foarte interesantă. Va fi o vară frumoasă și ce să zicem, care va fi, să zicem, intervalul orar în care cei mici pot veni la bibliotecă și până la ce oră stau?
Atelierele se desfășoară de obicei în prima parte a zilei, având în vedere căldurile cu care ne confruntăm. Începând cu ora 10, programul atelierelor se află atât pe site-ul bibliotecaoneș.ro, pe paginile de socializare, dar avem și această broșurică care poate fi procurată gratuit de la intrarea din bibliotecă, unde aici aveți informații despre fiecare atelier în parte, ora și cine coordonează. De asemenea, o condiție ar fi ca toți cei care vor să participe la aceste ateliere să aibă și permis de bibliotecă. Pentru că, așa mi se pare corect, alături de carduri în portofel să-și găsească, iată, locul și permisul de bibliotecă. La Biblioteca Municipală Radu Roseti din Oneș, miercuri 3 iulie, a fost vernisată expoziția de medalistică, documente în metal, Ștefan cel Mare în medalistica românească, și au fost prezentate exponate din colecția profesorului Vilică Munteanu. Oaspeții evenimentului au vizitat și Biserica Ștefaniană din Borze și Muzeul de Artă Religioasă de lângă și s-au recules la mormântul fiicei poetului Vasile Alexandri, Maria Bogdan, din cimitirul bisericii. O expoziție document la comemorarea a 520 de ani de la trecerea în neființă a Marelui Voievod Ștefan cel Mare. O expoziție, spuneați dumneavoastră, sau mă rog, s-a împământenit așa sintagma, documente în metal. Da, expresia nu aparține unei foste colege de la arhivele din București, unul din cei mai mari specialiști în heraldică și sigilografie, și foarte mare dreptate în această expresie, documente în metal. Sunt mărturii scrise în metal, multum in parvo, în câteva vorbe cuprinde foarte mult, plus imaginea care este și ea vorbitoare. Ați venit așa cu informații sintetizate și într-o puse așa cap la cap, vă vorbesc despre imaginea în epocă și nu numai. Nu, categoric, pentru că și în epocă, dacă ne întoarcem, ne gândim, marea majoritate a poporului era neștiutoare de carte și totuși știau tipicurile și astea, pe lângă ceea ce spunea preotul la slujbă, la strană sau nu știu, imaginile, picturile interioare și picturile exterioare. Scuzați, bisericile din nordul Moldovei, din Moldova, bisericile pictate, pictura exterioară, nu sunt oare și acestea scrisuri, altfel de înscrisuri? Cum depinde cum privim, într-adevăr, o expoziție inedită, dar ca de fiecare dată aș completa eu, ați venit cu surprize frumoase, care ne pun pe gânduri și ne determină să căutăm informații mai multe. Da, informații. Hai să o luăm așa, cu începuturile. M-am apucat de medalistică destul de târziu, nu comentez acum din ce motive, poate la o discuție, la o cafea. Dar mi-am propus, am fost fascinat de lumea medaliei și medalistică, și de la început mi-am propus trei teme la care s-a mai adăugat în timp încă una. Nu colecționez exhaustiv. Pe temă, asta și prima temă care mi-am ales-o a fost personalități. Și am pornit cu voievozi și oameni de seama ai neamului românesc. Așa. După care am extins pe heraldică, pe construcții și religie. Expoziția pe care am pregătit-o să stea vreo 3 luni de zile aici în biblioteca din Onești este dedicată împlinirea 500 de ani de la urcarea la ceruri a Marelui Voievod cel Mare, Ștefan cel Mare și Sfânt. Și am aici aproape toate medaliile Ștefan cel Mare pe care le-am în posesie, câteva sunt într-o expoziție la București, am fost rugat să le dau.
să trimiți la acea expoziție. Și cuprind, mă rog, primele medalii 1904, 400 de ani de la ridicarea la cer a lui Ștefan cel Mare, iar apoi medalii bătute până în anul 2014. Până în 2024, scuzați. Până în prezent. Așa. Iată, e foarte adevărat, nu le am pe toate care s-au bătut, dar am, sunt și medalii de serie, 100, 150, 200, dar sunt și de serie mică, de 10 exemplare, 2 exemplare, așa, din cele cu dedicație, și sunt 4 medalii care sunt unicat. Deci, într-un singur exemplar bătut. Am avut și noroc, și întâmplare, și poate și, și pasiune. Da. În expoziție îl prezentăm pe Ștefan cel Mare în diverse echipuri. Cum a fost bătute medalile, dar fie cu chipul cel mai cunoscut, cu plete, cu coroana, și, dar și în alte ipostaze. Îl găsim pe Ștefan cel Mare pe aceeași medalie cu Eminescu, îl găsim pe aceeași medalie cu Slavici, găsim pe Ștefan cel Mare ctitor de lăcașuri culte, biserici și mănăstiri, statuie sau în ținuta oficială domnească. Sunt medalii bătute, cele mai multe sunt bătute în aliaje de cupru, dar sunt și în argint, am și medalii bătute în aur, în tombac, în aluminiu, în funcție de ce și cum. Și de asemenea am și câteva medalioane mai mari. Spre sfârșitul expoziției am și câteva medalioane mai mari, în jur de 30 de centimetri în diametru și mai bine de 2 kg și jumătate greutatea. Veste bună pentru Bacăuan, zboruri charter din Bacău către Creta. Locuitorii județului Bacău au acum un nou motiv de bucurie. Aeroportul internațional Enescu Bacău a anunțat introducerea zborurilor charter către frumoasa insulă Creta din Grecia. Noua rută oferă o oportunitate excelentă pentru bacăuani de a explora plajele spectaculoase și peisajele uimitoare ale Cretei, făcând din această destinație de vacanță una mult mai accesibilă. Conducerea aeroportului internațional Enescu Bacău a transmis bucuria sa pentru această inițiativă. Descoperă frumusețea plajelor din Creta, zboruri charter din Bacău către Heraklion, Creta, Grecia, de la aeroportul din Bacău. Pentru cei dornici de soare, mare și relaxare, acum este momentul ideal pentru a-ți rezerva vacanța. Diverse agenții de turism oferă pachete atractive pentru această destinație, inclusiv această nouă rută charter promite să ofere nu doar confortul unei călătorii rapide și directe, dar și ocazia de a explora una din cele mai pitorești destinații din Grecia. Plajele cu nisip fin, cu ape cristaline și cultură bogată a Cretei așteaptă să fie descoperite de turiștii băcăuani. Rezervă-ți vacanța prin agențiile de turism și bucurați-vă de o experiență de neuitat sub soarele grecesc. Creta vă așteaptă! Biblioteca Radu Rosedi Ionești deține din 15 iunie cel mai avansat agent virtual dedicat unei biblioteci publice din România, grație colaborării dintre Digital Transformation Council și Biblioteca Radu Rosedi Ionești. Acesta poate fi accesat pe site-ul www.bibliotecaonești.ro 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, 365 de zile pe an, fiind cel mai harnic angajat non-stop al bibliotecii în slujba utilizatorilor săi. Trebuie să spunem că suntem foarte mândri grație acestui proiect
pe fonduri europene. Biblioteca Radu Rosetti a devenit din acest an una dintre cele mai moderne și digitalizate biblioteci din România, dispunând de tehnologie de ultimă generație. Pentru cei care încă nu ne-au trecut pragul, trebuie să vă informăm că încă de la intrare avem infochioșcuri digitale unde toți cei interesați pot afla despre sălile din bibliotecă, despre ce cărți avem disponibile. Avem holograme în mărime naturală, avem calculatoare de ultimă generație, table smart, unde deja foarte mulți liceeni care s-au pregătit pentru bacalaureat au exersat pe aceste table, ochelari VR, PlayStation, table interactive. Vrem să facem totul cât mai atractiv pentru ca nu doar adulții, dar iată și copiii care la nivel național au cam uitat de biblioteci să vină să-și petreacă timpul în bibliotecă, pentru că un copil care, să zicem, se joacă pe PlayStation în bibliotecă la noi, are multe șanse să plece acasă și cu o carte. Pentru a o studia. De altfel, are și parte de un ajutor neprețuit, ca să zicem așa, inteligența artificială, care oarecum își găsește tehnica, își dă mâna cu cartea. Da, din fericire, cred, nu din păcate, viitorul și în ceea ce privește bibliotecile stă în tehnologie, pentru că nu se poate altfel. Așa cum am mai spus, Biblioteca Radu Rosetti nu mai este un simplu loc de unde vii să împrumuți o carte, a devenit un hub cultural zonal, un centru cultural comunitar, pentru că aici se întâmplă foarte multe activități, de la stagiune muzicală, de la workshop-uri, simpozioane, ateliere, și așa mai departe, și cred că în felul acesta putem atrage utilizatori cât mai mulți. Tot așa, cu mândrie aș dori să vă precizez că din luna aprilie, de când am deschis până săptămâna trecută, ne-au trecut pragul am făcut peste 8.000 de permise de bibliotecă. Statistic e un număr impresionant comparând cu anii trecuți. Și în momentul de față, sala multimedia funcționează doar pe bază de programări, pentru că cererea este foarte mare, toți copiii vor să încerce ochelarii VR sau să încerce tablele smart, așa că am băgat sistemul de programare și ei știu la ce oră să vină, fiecare are dreptul la câte 60 de minute pentru a-i mulțumi pe toți. Într-adevăr, iată că biblioteca a devenit locul în care tinerii se programează ca să ajungă, nu credeam că o să spun niciodată chestia asta, dar iată că e un lucru bun și felicitări pentru ceea ce reușiți să faceți. Da, mulțumim și noi pentru că promovați evenimentele culturale și vă mai așteptăm pe la noi. În ultima ședință a legislativului local aleșii orașului Stațiune Dărmănești a avut de discutat și aprobat bugetul pentru organizarea zilelor orașului, dar și despre alocarea de fonduri pentru organizarea unei tabere internaționale. În cadrul întrunirii aleșilor locali din orașul Stațiune Comănești au discutat și aprobat tarifele pentru accesul la piscină, dar și multe alte probleme de interes local. Privind alocarea fondurilor din bugetul local pentru organizarea manifestărilor cultural-artistice dedicate evenimentului zilele orașului Dărmănești ediția 2024, inițiator al proiectului, domnul primar al orașului Dărmănești. Domnule primar, vă rugăm. Cam fiecare an ne-am propus să organizăm zilele orașului Dărmănești în perioada 10-11 august 2024. Am propus să alocăm de la capitolul cultură, recreere și religie 225.000 de lei, dintre care o parte vor fi, mai exact, 25.000 de lei utilizați pentru premierea cuplurilor care împlinesc 50 de ani de la căsătorie. Și, așa cum spuneam și pe comisii, în perioada 10-11 august vom organiza zilele orașului Dărmănești. Sperăm ca să reușim să ne organizăm până atunci și să găsim cea mai bună variantă din punct de vedere al calității costului. Dacă aveți întrebări, mulțumesc. Dacă nu sunt întrebări, supunem la vot. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? În unanimitate a fost adoptat și proiectul de hotărâre privind alocarea fondurilor pentru zilele orașului. Punctul numărul 6 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea convenției de colaborare cu Asociația Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din România, Alziar,
și pentru aprobarea resurselor financiare alocate din bugetul local în vederea desfășurării taberei internaționale de creație artistică, armonii cromatice și muzicale dărmănești, ediția 1-2024. Inițiator, domnul primar al orașului Dărmănești. Domnule primar, vă rugăm. Aș vrea să încep prin a face precizarea că orașul Dărmănești este membru în Asociația Localităților și Zonilor Istorice și de Artă din România. Suntem stațiune turistică de interes local și ne interesează să promovăm și arta și cultura din poziția de stațiune turistică de interes local. Ca atare, Asociația Localităților și Zonilor Istorice de Artă și de Artă din România ne-a propus o convenție de colaborare privind organizarea în parteneriat de acțiuni culturale și primul eveniment se referă la o tabără internațională de creație artistică, armonii cromatice și muzicale, care va avea loc în perioada 19-26 august la Dărmănești. La această tabără internațională vor participa artiști din România și din afara țării. Pentru a putea organiza acest eveniment, am propus alocarea sumei de 15.000 de lei de la capitolul Cultură, Recreere și Religie, fondurile fiind necesare pentru cheltuieli de organizarea vernisajului, tipărire, materiale promoționale, afișe, mediatizarea evenimentului și așa mai departe. Și ce este foarte important, picturile și materialele rezultate în urma desfășurării evenimentului cultural la Dărmănești vor intra cu titlu gratuit în patrimoniul UAT Oraș Dărmănești. Avem intenția de a participa și cu o parte din elevii de pe raza orașului, de la școlile de pe raza orașului Dărmănești, care au înclinare și, intenții de a dezvolta în viitor această componentă de pictură și nu numai. Dacă aveți întrebări, mulțumesc. Mulțumim, domnule primar. Dacă nu sunt întrebări, supunem la vot. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? A fost adoptat și punctul numărul 6 de pe ordine. Fetiță de nici 2 ani salvată de 2 jandarmi băcăoani după ce s-a necat în râul Tazlău. Atenție, urmează detalii și imagini care vă pot afecta emoțional. 2 jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacău au devenit eroi zilei după ce au salvat o fetiță de nici 2 ani ce se necase după ce a căzut cu mama și ceilalți frățiori în apa râului Tazlău. Mama a intrat în apă să-i salveze pe cei doi băieți, dar a alunecat și a căzut cu cea mică în apă. Au reușit să iasă cu toții din apă, dar din păcate fetița nu mai respira. Incidentul a avut loc în cartierul Slobozia pe râul Tazlău, în apropierea podului de pe strada Victoriei din municipiul Onești. Florin și Cătălin, jandarmii care au intervenit, se aflau în patrulare când au observat-o pe mamă care abia ieșea din apă. Aceștia au auzit strigătele la un moment dat, așa că au mers să vadă ce se întâmplă. O mamă încerca să salveze fetița ce nu mai respira, aceasta necându-se după ce mama a alunecat și a căzut cu ea în apă. Florin a intervenit rapid și a aplicat manevre de resuscitare până când micuța copilă și-a revenit și a început să respire. Acesta a luat-o în brațe pe copilă și a alergat cu ea până la ambulanță. Cătălin și-a sprijinit colegul, a vorbit cu operatorul la 112 și a oferit detaliile necesare privind locația și modalitatea de a ajunge cât mai repede ambulanța. Până la sosirea echipajului medical, fetița a mai avut nevoie de manevre de resuscitare. Ulterior, fetița a fost preluată de un echipaj sa și transportată la UPU Onești pentru a primi îngrijiri medicale de specialitate. Îi urăm la mulți ani lui Florin și mulțumim pentru curajul și profesionalismul de care a dat dovadă. Colegul nostru plutonier ajutant Florin Sfârlog Modest, ca întotdeauna, a dezvăluit că surpriza de ziua lui este fericirea de a vedea pe fetița salvată acasă, alături de familia ei, în siguranță și sănătoasă. Ziua colegului nostru s-a transformat într-o zi de bucurie și recunoaștere, în care trebuie să înțelegem cât de important este să ne ajutăm și să ne susținem unii pe alții. Este un moment care va fi pentru totdeauna în inimile celor care au intervenit pentru salvarea Serenei și care va rămâne un exemplu de curaj și altruism pentru noi toți. Salvarea vieții fetiței de la NEC este un act de eroism și devotament care merită toată aprecierea și respectul nostru. Suntem profund recunoscători pentru gestul salvator pe care l-ați făcut și vă dorim mult succes în continuare. Felicitări, Florin! Felicitări, Cătălin!
Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Vineri 12 iulie, vremea se menține caldă. Maxima zilei ajunge până la valori de 35 de grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 21 de grade Celsius. Sâmbătă 13 iulie, vremea se menține în continuare extrem de caldă. Vom înregistra o maximă de 34 de grade Celsius. Spre după amiază pot să apară averse scurte de ploaie, iar minima pe timpul nopții scade până la 22 de grade Celsius. Duminică 14 iulie, vremea se menține caldă. Maxima zilei ajunge până la valori de 35 de grade Celsius. Spre după amiază sunt posibile averse de ploaie, iar minima pe timpul nopții scade până la 20 de grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.